my. Gata? Da, pornită. Așadar, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Nu așa începem noi lecția, Măriu, ca de fiecare dată. Hai să spun ceva. Să știi că mi-a fost dor. Două zile când sunt așa, consecutive, rămân așa pentru mine, parcă stau într-un gol și mi-e greu, parcă sunt suspendat așa, parcă ceva îmi lipsește. Și mă întrebai ce este aici. Păi știi că norocul, că m-a sunat aseară Ana, aveau două probleme și asta e una din problemele pe care le-a avut de făcut. Și a rămas nescrisă. Dar am stat și cu Victor de vorbă, trebuie să-ți mărturisesc. De fapt, am început să povestesc. Cu ce să începem noi? Începem cu rugăciunea, Măriuca. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită. Cine izbăvește cel rău, amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. M-am amintit că am început să vorbesc ceva de Victor, că el a fost primul care am stat de vorbă. Și am zis că noi începem totdeauna lecția cu rugăciunea, cu Tatăl nostru. Știi ce a făcut? Imediat o sări din pat, cum era el acolo la scaun, o sări din scaun el și în genunchi. Mi-a plăcut așa de tare chestia asta, m-am uzi la inimă. Deci așa facem lecția și că ne ajută Bunul Dumnezeu și reușim lecții frumoase, a lecționat scurt, instant, așa, știi? Scurt, în genunchi și cu mânuțile așa cum stai tu, așa am făcut și el. Deci a fost așa o bucurie maximă pentru una. Așa, asta e una din problemele care a stat de vorbă cu Ana, după aceea am vorbit cu Ana. A avut două probleme ea și chiar mă gândesc. Ce ar fi să vedem prima problemă? Aceea mi s-a părut mai interesantă. Asta o ciudățenie de problemă. Nu înțeleg. O ciudățenie cu adevărat. Că zice, un grad e echivalent cu 1,8 Faraday. Ce? Adică, tu? Da. Și am scos-o la capăt problema, dar nu mi s-a părut foarte interesant. Deci, Faraday este o altă unitate de măsură. Știi, temperatura se măsoară în grade Celsius și în Faraday. Dar nu insist pe asta. Poate mi se pare foarte interesantă problema cealaltă. Problema pe care au încercat să muncească la ea și Aura și cu Adi și cu Ana. Să vezi, eu am mai făcut așa, nu probleme cu care le-am gândit cu ea, să încercăm să le gândim împreună. Pentru asta, să știi că m-am jucat cu ei așa, pentru început. Uite, le-am dat așa. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Folosiți voi da de minus atâția cât sunt necesare încât rezultatul să facă 0. Adică pe unde să pui minusuri încât rezultatul să facă 0? Cât mai puțin. Cât mai puțin de minus, încât în total să facă 0. Asta a fost prima problemuță. Peste tot, adică
Nu poți să pui peste tot. Dacă pui peste tot minus, nu face 0. Poți să pui de al de minus. Poți să pui 0,5. Să ștergă un plus aici, bunul ăsta, plusul ăsta, să-l fac dar minus. Nu poți să... Dar nu... În fine. Mă gândeam dacă poți să... Dar nu știu dacă se poate. Ia să vedem. Deci, pe mă unde se pune? Nu o să scriu ca 0,5 minus 0,5. Pe cine? Pe 1? Da. Să scrii ca 0,5 minus 0,5 face, le-ai anulat. Când ai zis 0,5 minus 0,5, le-ai anulat. Nu, să pui pe aici, pe unde vezi, adică cum ai spui aici. Bun, ar nu lași plus, ci pui minus. Ai pus un minus. Mai pui nu știu unde un minus. Pui aici, să zicem, un minus. Ei, povestea este să pui atâția de minus, nu la întâmplare, ci după o logică foarte importantă, încât suma să dea de 0 la sfârșit. Din... Scrieți-o și tu, suma asta, și când faci 0, punând minusuri acolo unde crezi că ar face, minusul ar face serviciu foarte bun. Bine. Și scriem din nou 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Și pe unde se pune minus încât suma se facă 0? Hai. Nu se pare interesant că e 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 până la 8? Stai. Vreau să încerc să grupez până când, de exemplu, 1 plus 2 plus nu știu cât, ca să dea același număr și după aia să scad cu celelalte care mai rămas, același număr să dea 0, dar nu cred cât am. Interesant, adică vrei să aduni într-un loc și până ce îți rămână o parte din ele, dar fiind mai mare la sfârșit, greu să cred că vei reuși tu așa. Adică la sfârșit poți să pui 1 sau 2 minusuri la 7 și la 8 și poate fac chiar 0. Nu? Lasă te gândești. Da. Este un mod de a analiza, dar știu eu dacă reușești așa. Ne, dar nu cred. Atunci gândește la alt grupaj, altfel. Ele sunt niște numere foarte interesante. Nu știi tu despre ce este vorba aici. Ce fel de numere sunt astea? Fac parte din seria de numere, cum le numeam noi? Naturale. Sunt naturale, fără discuții. Dar fiindcă să obțin din față celălalt tot timpul, adunat unul, cum se numeau acestea, că am discutat noi?
Consecutive? Da, sunt consecutive și sunt de tipul numere Gauss, nu? Da. Pentru că respectă calitatea aia, fiecare se obține din cel din față, adunând același număr tot timpul. Deci sunt termeni Gauss. Și ce proprietate foarte importantă au termenii Gauss? Uroară primul și cu ultimul, cât fac? Primul și cu ultimul fac 1. 1 și cu 8? 1 și cu 8, 9. Ei, acest 1 și cu 8 adunați, cu cine ar putea să fie anulați? Care se facă tot 9? Că vine 9 minus 9, nu? 7 cu 2. 7 cu 2, sigur că da. Deci, pe primul îl lași așa și cu 8 și la 2 și la 7 punem minus. Iată, pun cu roșu, deci pun cu minus la 7 și la 2, că fac tot 9 și 9 și cu 9 s-a anulat. Bun. Altă idee. Trei și cu șase să-l lăsăm cu plus. Și cine să trecem? Patru și cinci. Sau invers. Putem să trecem pe trei și cu șase cu minus și patru pe cinci cu plus. Da? Mergem așa. Deci, minus patru minus cinci. Și 3 cu 6 fac iarăși 9 și 9 minus 9 fac 0. Deci asta este. 4 semne am folosit. Deci 4 au rămas cu plus și 4 au rămas cu minus. Dar nu, vezi, e plasarea lor foarte importantă, Măriuca. Nu poți să spui așa că, uite, știi cum? 1 cu plus, altul cu minus. Adică 1, primul a fost cu plus, minus. Plus, minus. Minus, minus ăștia. Turmă plus 6 minus 7 plus 8. Vezi? E foarte important să descoperim că e vorba de plasarea a 4 semne cu minus, dar nu la întâmplare, ci pe acolo care să anuleze echipa cealaltă. 1 și cu 8 făcea 9, 2 și cu 7 face din nou 2, dar minus 2 minus 7 fac minus 9, nu? Și cu plus 9 fac să 0, s-au anulat astea două. Apoi 3 cu 6, 9, minus 4 și cu minus 5, minus 9. Dar dacă ți-aș da următoarea. Deci, acum scriu alta. 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Se facă 0. Dacă e posibil, și încearcă să îmi plasez semnele încât să mă ducă la așa ceva. Deci la 8 a fost foarte bine așa. Acum până la 10 ce părere ai? Cam același lucru. Ia să vedem. Hai să pornim. Lași pe 1 și cu 10 și au făcut 11. Apoi unde intervenim? Cu la 2 și, la 2 și la 9 care face iarăși 11. Da? Minus 2, minus 9, adică minus 11. Lăsăm pe 3 și cu 8. 3 și 8 lăsăm. 4 și cu 7 modificăm. Așa. Și? 5 cu 6 păstrăm. Bun, dar pe el nu mai putem anula cu ceva? Că 1 și cu 10, 11, 2 și cu 9, 3 și cu 8,
4 și cu 7. Dar 5 și 6 s-au rămas perechea asta. Vezi care este, care este situația față de sus? Că a apărut o, încă o pereche. E vorba de 9 și 10, care din aranjarea noastră s-a tot dus spre 5 și 6. Deci rămân, sunt câte perechi acum, practic, care se fac 11? În momentul ăsta, în legășițul ăsta, câte perechi de acestea avem? Care dar și 5 și cu 6 face 11. Păi face, dar cu 5 se mai anulează el. Nu mai am o pereche care să-mi permite anularea. Vezi? Că numărul perechilor este făcut așa acum. Una. Atunci trebuia să punem acolo la 4 minus 7 și în fața lui plus trebuia să păstrăm. Dacă puneam la 4 și la 7 lăsam cu plus, rămânea 3 și cu 8 care nu s-a anulat. Vezi? Noi... Atunci prima cu plus, a doua cu minus. Prima cu plus, adică cine e prima cu plus? 1 cu 10. 1 cu 10 cu plus, da? Da. Păi am lăsat. 1 cu 10 cu plus. Că s-a amândoi plus. Asta se subînțelege că e cu plus, nu? Aici, când nu am pus semnul. Știi bine? Da. 2 cu 9... Dacă vrei tot cu plus, dacă vrei tot cu plus, se mai anulează. Păi nu se anulează. 11 trebuie să fac, da? Deci obligatoriu adică, trebuie să anulăm. Dacă facem așa și următoarea e cu minus și după aceea e cu minus, atunci ar fi 22 minus 22. Corect. Deci tu spui, putem să luăm pe ăștia cu minus, dar e obligatoriu pe ceilalți 2, adică 3 cu 8. Și 4 cu 7 trebuie să iau 2 minus. Da? Și tot da. 5 și 6 rămâne. 5 și 6 rămâne. Tot. E nesimțit. Deci 4 cu 3 cu 8, 4 cu 7. Deci vezi, trebuie să fie numărul de perechi. Numărul de perechi trebuie să fie par. Una, două, trei, patru, cinci perechi sunt acum. Deci eu, practic, am introdus 5 și 6 și a rămas câte numere sunt acum în total? Sunt, de la 1 până la 10 sunt 10 numere, nu? Da. 10. Și făcând câte două, înseamnă că avem 5 perechi. Că 10 împărțit la 2 egal cu 5. 5 perechi. Dar ele se anulează pe o pereche cu altă pereche. Deci, ca să se anuleze... Putem să mai adăugăm un 0 și un 0 acolo? Unde să adăugăm 0? Adică, la început, 0... Dar zero nu influențează nici la adunare, nici la scădere. Bine, dar să avem 6 perechi. Deci îți trebuie 6 perechi. Ai spus bine. Adică numărul de perechi trebuie să fie par. Sus a fost așa posibil că au fost par. Uite, o pereche, două perechi, trei perechi, patru perechi. Aha, ca să meargă problema asta rezolvată, asta e ideea care s-a desprins. Ca să facă problema asta să aibă sens, numărul de perechi trebuie să fie par. Numai dar atunci. Da? Deci numai atunci de... poți să o rezolvi? Numai atunci o poți rezolva. Că altfel, dacă e imposibil acum. Acum e imposibil, da. Asta vreau de la tine. Da? Deci este imposibil în clipa asta câtă vreme ne rămâne o pereche care nu se va anula niciodată. Ele sunt în total 5 perechi, fiind 10 numere, iar din ce știm, numai asta e posibilitatea de anulare. Primul cu ultimul, al doilea cu penultimul. Și se anulează foarte frumos.
Însă rămâne o pereche care poate să fie fii cu plus, fii cu minus. Important este că acea pereche nu mai are cu cine să fie anulat. Când ne-am dus până la 8, au fost 8 numere, perechi, adică din 2 în 2, 4 perechi am făcut și cele 4 perechi le-am putut. O pereche plus, o pereche cu minus. Ori una cu plus, o altă cu minus. Și în felul ăsta am putut calcula suma. E foarte tare. Degeaba stăm și acum și mai încercăm să găsim o altă formă, că orice altă formă nu dă rezultate. Și pare ciudat așa. Deci foarte interesantă e problema. Dacă nu emitem judecata asta, fiind numere acestea în Gauss, nu? Nu putem spune că problema ar avea soluții. Și bine, am luat de la 1, dar putem să luăm de oriunde. Nu? Uite, putem să luăm și așa. Hai să zicem așa. Să se pună plus și minus pentru numerele. 17 plus 18 plus 19 plus 20 plus 21. Spune-mi tu unde să mă opresc. Încă una. Plus 22. Câte numere sunt? Adică ai putea să te oprești acum. Mă pot opri acum și să încercăm semnele? Câte perechi am face? 3. Și 3 nu... Știi că o pereche pe alta se va anula. Fiind 3 perechi, nu-mi convine. Atunci, nu neapărat trebuie să mai pui încă una. Mai trebuie o pereche, nu? Să continui cu încă o pereche. Deci plus 23 și plus 24. Așadar, sunt 8 numere. 8 numere înseamnă că, de fapt, vor fi 4 perechi. Și două le vom pune cu plus și două cu minus. Și atunci șanse foarte mari să meargă problema. Concret. Da. Nici nu mai stă pe gânduri. Scrie și tu, te rog, și acest exemplu. Deci, distribuția ar fi așa. 17. Nu, hai să scriu pe loc aici. Deci aici 1, 17 și 24 face 30, 41 și aici minus la amândoi, obligatoriu, ca să mă anulez. 18 cu 23 face iarăși. 19 cu 22 îmi face tot așa 31 și minus la ăștia 2. Și iată cum am făcut. Acesta este modelul în care am plasat minusuri încât valoarea să facă 0. Deci asta ar fi o observație foarte importantă, că numărul de termeni trebuie să fie 4, fie 8, cum a fost la noi, fie 12, multiplu de 4, ca atunci când le facem grupe de câte două, să dea perechi. Da? Deci când le facem multiple de două, unoarea e sus, trebuia să mă duc plus 11. Da, același perechi. Da, să dea numărul de perechi să fie par. Da. Deci numărul de perechi care se formează să fie par. Da? Notează observația asta. Deci, pentru ca problema să aibă soluție, observația asta ar merita. Pentru ca problema să aibă soluție, numărul de perechi trebuie să fie par. Numărul de perechi trebuie să fie par. O să subliniez trebuie. Da? Deci numărul de perechi să fie par.
Putem să ne ducem la mulțimea noastră. Ne ducem la mulțimea noastră, da. Da, numai formulez și problema care le-am dat-o lor. Adiunul, care mi-a venit Ana. Deci, la început am pornit așa și Ana mi-a spus așa. Maria și Bubu. Deci asta a fost problema lor. Maria și Bubu vor să facă căini, un număr de căini cu ceai în mod egal. Adică cât face, câte căni face Maria, tot atâtea căni, deci Maria și Bubu. Vor să facă, să umple niște căni cu ceai. Ok. Nu știu câte. Deci mai multe căni cu ceai, nu știu câte. Dar în mod egal, numărul căinilor cu ceai umplut al lui Bubu și al lui Maria este același. Maria are la dispoziție 57 pliculețe. Plicuri. Ok. Iar Bubu are 83 de plicuri. Ok. Într-o cană, la o cană, pot să fie puse două sau trei. Deci, la fiecare cană, și tu, Maria, și eu, am voie să pun câte două plicuri sau trei. Știi că sunt situații când vrei să fii concentrat ceaiul. Și atunci poți să pui chiar trei. Deci, nu ai voie să pui un plic. Două sau trei. Deci, numărul de plicuri puse, două sau trei la fiecare cană. Câte căni de ceai au făcut? Câte de ceai au făcut cei doi? Suntem la un restaurant, eu și cu tine suntem la un restaurant și avem de făcut un număr de căni. Nu știm. De ceai. Ori, da, căni pline cu ceai. Avem de făcut căni pline cu ceai. Am pus apa, numărul lor este egal. Ori fi, dacă 7 faci tu, 7 trebuie să fac și eu. Dacă faci tu 20, eu trebuie să fac și eu 20. Deci numărul de căni pe care îl facem noi, fiecare în parte, numărul de căni este egal. Tu ai la dispoziție 57 de plicuri, eu am la dispoziție 83 de plicuri. Ai voie să-mi dai? Da? Deci nu-ți mai dau niciun plic. Atâta. Ce? Deci numai 57 de plicuri trebuie să le consumi pe toate. Tu pe toate, eu pe toate. Dar tu, fiindcă ai numai 57 de plicuri, îți dai seama că vezi la mine, te-am cu mai mare, spun, eu am să pun câte două. Eu am să pun câte două pliculețe pentru că am mai puține. Câte două ne dă rest, ce facem cu restul? Nu știu ce să facem. Că asta nu înțeleg. Adică dacă tu pui 3, nu să pui un număr natural. Nu, o să Deci un număr de căni nu o să fie o jumătate de cană, nu? Nu. Așa. Ei, văzut bine problema. Deci eu dacă pun câte 3, obligatoriu eu pleacă cu 3. Deci eu nu stau pe gânduri. Pot să mă cer cu tine. Când dau seama că da, bine, consum... și eu sunt ok cu asta. Deci eu pun câte trei. Câte trei pun. Obligatoriu câte trei. Doi. Tu, Măriuca, pui câte două. Tu îți dai seama că n-ai rezervă așa mare. Câte două.
Deci eu am în față de tine una în plus. Am să o notez cu... O las cu roșu aceea în plus ca să se vadă. Că plicurile doar de aceeași natură este una în plus ca să vadă că eu am în plus una. Ai vreo idee așa cum să încercăm problema? Stai. Nu știe Ana acum. Nu, acum suntem... Ok, așa, deci ar putea să vă... Deci, un pic. Încerc să văd ceva. Ai, că vreau, bănesc eu tot ce încerc să vezi. Punând câte două, să te apropii de 57 cât mai mult. Nu, stai. Nu? Ai alte idei? Nu știu dacă merge. Acum verific. Ok, poate să fie interesantă ideea asta care ai tu. Deci no. Te apropii de 57 cât mai mult. Cu putință. Nu știu acum, că nu am reușit. Deci cât ar fi, deci... 7, 2, 14. Nu, de... Ok, am împărțit eu 83 la 3 și 75 la 2. Da. Am crezut că poate îmi dă același cât, că te-ar fi interesat la grădea același cât. Ar fi fost interesantă șmecheria asta. Dar dă un pic mai mult. Dă cu cât? La 57 împărțit la 2 cât ți-o dat? 28,5 în perioadă. 5 în perioadă. 28 și restul 1, nu? Da. Restul, ăsta e foarte interesant. Dacă e restul 1. Hai că ai o idee foarte tare. Și dar la cealaltă e cu restul 2. Păi și acolo deci poți să ai mă gândeam acolo să faci așa, să pui tu 27 de plicuri, să le pui câte 3 și după aia una pui două. Foarte tare. Foarte tare. Doar la mine e problema care foarte tare, foarte tare. Deci eu să pun 27. Hai că mai scoate din încurcătură.